Bă, în loc că Tom aș fi predat, bradăre, eu zic, v-am zis. V-am zis, da, v-am... Nu, nu asta. Astăzi ne jucăm doar cu brawleri de culoare roșie, adică raritatea brawlerului. Asta însemnând, doar cu mitice, așa că hai să vedem cum o decurs episodul de astăzi. Aș aprecia enorm de mult dacă ați putea apăsa butonul ăla de like, butonul de subscribe cu clopoțelul activat și un follow pe Instagram ar ajuta da, enorm de mult. Eu vă las cu episodul. Bă băieți, uitați puțin, skin-ul ăsta obraznic pe Mortis, ce părere aveți de el? Merită un like? Eu habar n-am să mă joc Mortis și mie îmi trebuie să mă joc Mortis. Ia jucați-o pe asta, bă băieți. Nu, te cred că am ajuns să fac chestia asta. Mă joc Mortis și eu nici măcar nu știu să mă joc Mortis. Adică, serios, acum atât de rău am ajuns, bă băieți? Eu nici măcar nu știu să mă joc caracterul și mă joc. Ved că are skin de pe... Clash of Clans cât și Clash Royale al... Uh, nu mai știu cum o cheamă. Cred că Dark Witch, nu? Sau ceva de genul parcă. Așa că hai să vedem cum o jucăm noi cu Mortis în un moment de față. Trebuie să jucăm puțin mai strategic, să înțeleg. Adică nici nu am ajuns la el. Mulțumesc, bradere, mai salvat. Hai, aia zic. Mai am de învățat. O, oh, no, nu, nu-i bine. Hai, bradere. Hai, bradere. Hai, bradere. Legenda spune că nu mă descurc cu, cu Mortis, cred că am dat un mare fail, așa -i? Skin și pe Tara, bro, până și pe Tara are skin Ue, Hai că cu Tara ar trebui să știu să mă mai joc cât de cât, Că o am și eu, e primul meu uh, caracter mitic pe care l-am creat, Ba nu, primul este Max Așa că, exact Am jucat și cu Tara, știu să joc cât de cât și cu Tara E unul din uh, brawlerii mei favoriți din prezent pe care i-am eu, asta vreau să zic dar cred că o să mănânc bătaie, că e cam greu la rancurile astea. Mamă, că era să mă omoare ăsta. Bro, nu da cu jucării de alea. Bă, Barbie, trece înapoi. Lasă-mă. N-ai cum, ia joacă pe asta. Cum? Cum îmi dai acum, a? Cum o dai? N-ai cum să o dai, n-ai cum, n-ai cum. Ia. Hai că vine încet, încet pe tine, ia. Ia, yeah, bro, dă mult damage, dă foarte mult damage până și asta m-a bătut, așa greu e rancurile astea mari. Ăsta era să fie primul meu brawler pe ăsta, am vrut să l iau prima și prima dată pe gene. Așa că nu știu dacă bine că nu l-am luat sau bine că sau păcat că nu l-am luat. Așa că vom vedea imediat, numai că încerc să mă feresc cât de cât. Mm, ne văd că nu prea are treabă cu mine. Cred că de acum va avea treabă cu mine, că m-au văzut. Dar sper să nu, văd că acolo s-a bătut cineva v am să zic, a ba nu, 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 nu era Tara S-a bătut banca aia, ăla cu bănuți cu bul, cred îl cheamă Ia să vedem Gene, dă-le, ei Nu știu ce face ultima ta mea, am dat-o pe el și nu a făcut nimic, aș putea spune Aba da, se sparge în mai multe de astea Hai că nu sună rău, ia Sau asta e abilitate normală și eu nu mi-am dat seama S-ar putea să nu-mi fi dat eu seama Bă, că e ca lumea și caracterul ăsta Brother, vină în coa Vină în că am ceva pentru tine Cască gura Vină în coa, nu fugi Nu fugi Bro, de ce tot fugi? Hai bă, vă că dacă câștig meciul cu genii Eu cred că e rău, mai ales că toată lumea mi-a zis Că ăsta e cel mai rău, cel mai slab caracter Din Brawl Stars Cred că e grav Braderi, tu o să sar pe mine, așa e? Joc puțin la sigur, nu prea am chef de el să sară pe mine Așa că o dau puțin mai la sigur Bravo, bradere, nu trebuia să te trag la tine deci am zis că mă joc la singur și am murit în fața lui Aparent are skin până și pe Max Așa că o să ne jucăm cu Max să vedem Poate măcar aici am șanse cu ea Bine, hai că ăsta e un caracter cu care chiar știu să mă joc că de cât Singurul caracter pe care îl mai stăpânesc, cred Cel puțin asta îmi place mie să cred Acum nu știu dacă chiar e așa Văd că încearcă ei să se bată acolo Stu, văd că s-a parcat acolo în colț Așa că stu Cam atât ce -a fost stule te aștept puțin, doar te aștept. Nu fac nimic altceva, uite, îmi dau abilitate, vin, îți mai dau damage și plec de parcă nu suntem la New și n-am apucat să iau power -ul. Și pe mine văd că mă așteaptă la rândul meu cineva aici. Ia să vedem, poate, poate, frumos, brotonele, bravo, brotonele, ce părere aveți de asta, bă, băieți? Ce părere aveți? Știu eu că aveți o părere bună. Mi-am dat ultimata foarte aiurea. N-am să vă mint, chiar am dat-o foarte, foarte prost, dar aia e, poate o să recuperezi pe urmă. Ia că îl batem pe băiatul ăsta, hai vină cu aia, hai, 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 zic, bravo, bravo, bradere. Ok, și cine mai e în viață, pe cine ar trebui să mai bat, încerc și eu să iau cutia asta de aici. Powerbox-ul și, în altă parte, bradere, unde ești? Hai, ieși la iveală, dacă stai în buș, Ia să vedem. Gata, elegant, v-am zis, cu Max, n-aveți cum, notați cu mine, nimeni nu mă bate. Ba, din potrivă, toată lumea mă bate cu Max, Da, am avut noroc. Mr. P? Bro, pe să-l Mister Mr. P și punct, atât P îl cheamă, bro. Ia să vedem, care e faza cu pinguina ăsta dubios, nu știu cum se joacă, dar de parcă știu eu cum se joacă vreun caracter, ia rom cu valiza. Bro, și-i kit pe mine. Ăla nu-i kit. Mai dau încă o șansă caracterului ăstuia, caracterului ăstuia. Așa că hai să vedem care faza data trecută n-am avut ce să fac. O să toată lumea pe mine, m-am dus în gura lui ea. Așa că văd că dacă îi nimeresc ceva cu valiza asta, mai sare încă o dată și dau damage și ăluia. Din câte văd. Sau ba nu, văd că și fără să nimeresc. Bă, pare fain caracterul, sincer, mie mi îmi place. Pare, chiar pare fain rău de tot, chiar, chiar pare super fain. Ia să vedem, da, pe se zid, da, bă, merge și după zid, jurăte! Uai, joacă pe asta! Easy și ton copile! Hai, bă, băieți, bă, nici chiar așa, dar, băi, rupem! Îi rupem, caracterul ăsta e altceva, mă! E altceva, ia joacă pe asta! Ia! Da, bine, nu chiar așa, dar ați înțeles ideea la ce mă refer. Bro, e ceva, Și asta ultima ta? Ia să vedem, arunc cu ceva pe jos, nu știu ce faci chestia aia, n-am apucat să văd. Bro, genial caracterul ăsta, îmi place maxim. Pe păi ăsta îl chemă Sprout, îl chemă Sprout, ia să vedem ce părere avem și noi de asta, că pare a fi de treabă, pare, mamă, tot aruncă. Dacă avea Alexiu eu așa caracter, cred că, cred că îl vedeam obsedat de Brawl Stars, noroc că nu-l are, ia să vedem, bă, băieți, care e faza. I dăm elegant aici La astea încercăm să luăm cât mai multe cutii Câte mai multe powerbox-uri Bă, lasă să le luăm, vă să fie acolo Lasă să fie acolo, chiar dacă nu o să le folosesc Lasă să le iau Uite că e aici sărgi, s-ar putea să mă bată sărgi Ce spuneți, mă bate sărgi sau sal? Stai că nu-i bine Hai sărgi, pleacă, mor sărgi Sărgele nu mai da după mine Nu, nu, că asta ăsta Bro, kit chit, mă Chit, și ieșit din iar jură-te, mă What? Iară, bă, băieți, bă. Și uite că vine crowd aici. Bă, crowd bă. Bă, cra, cra, pleacă de aici, bro. Nu mai da în mine, pleacă, n-am ce să-ți fac. Ce vrei? Am înțeles. Mai încercăm aici un caracter elegant cât de cât așa de fel. Îl cheamă Byron Biron cineva. Nu știu nici asta cum se joacă. Nu știu dacă dă damage, dar văd că sunt contra lui Edgar și pare că am Nașpa, cred că mă bate. Ba nu, că dau, bro, ce distanță am, hai că nu e rău. Nu e rău, bradere, iau -o pe asta. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. nu facem timp, hai, facem timp. Ok, facem timp, facem timp, da, facem timp, ca de obicei, bradere, facem timp, lasă. Facem timp. Și voi ați făcut la fel, nu vă uitați așa la mine. Știu eu că ați fi făcut la fel, știu eu. Aparent pot da și pe acolo, nu știam asta. Cred că ar trebui să mă mișc repede ca să nu mă prinde tot gazul ăsta aici și să mor aici, dar cred că asta urmează să se și întâmple sau nu, ia fi o că am trecut aia, zic, bine, brotonele, dai că nu-i rău și mai sunt încă trei în viață și cineva ar trebui să campeze pe aici, uite-l pe Mico, nu știu ce să zic și eu de Mico, s-ar putea să ne bată rău de tot. Așa că Cred că Micu ar fi ultimul cu care aș vrea să mă bat eu. Bro, ce damage o dat! Ne jucăm cu Squeak de tata asta. Nii la pe Squeak, ce... Ce dubios e. Uite pe squeak. Hai bro, că pare fain caracterul ăsta, dar tot așa mi se pare cumva... Pentru cei ce joacă cu creier, pentru oamenii ce au creier, pot juca caracterele astea, dar caractere mai pentru mine așa care n-ar trebui folosit cu creier, nu prea văd că există în jocul ăsta, ceea ce mi se pare puțin dubios, dar nu contează asta. Hai și noi să vedem, poate avem vreo șansă să câștigăm meciul ăsta, uite aici e cineva, dar bănuiesc că o să fug, așa -i? și îmi vine din spate trenulețul și nu știu cum îl cheamă. Bro, lasă-mă, nu mai da în mine, lasă-mă, ți-am dat atenție și acum vreme multe, ia-o pe asta, na, Hai, brother, ia-o pe asta. Ce părere ai de asta? A? A, 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 a? Mai vrei? Ia, zi, mai vrei? Hai, hai, cască gura. Hai, brother, gata, fugi acum. Nu mai vrei, a? Aia zic, bravo, bravo, te-ai băgat bine, te-ai băgat bine. Aia zic, ok, o mai rămas unul și nu știu ce nu a rămas. Uite că a rămas ăsta cu trenulețul lui, bă. Oare dă damage-a meu? Oare o să mă rupă? Asta e întrebarea. Ia că dau și cu de astea, dau cu de toate. Ia să vedem. Poate, poate îl batem. Îl batem? Ce spuneți, bă băieți? Lăsați acolo un comentariu repede dacă îl batem sau nu. Ia jucați-o pe asta, Brotonelu versus Pro player -ul. Brotonelu și brotonelul vostru poate fi un, un, pro player cândva. Ia. Hai, bradre, că ești meu, ești mort, nu mai ai nicio șansă, ești mort în cadă. Bă, în loc că tot m-aș fi predat, bradăre, Ai, eu zic, v-am zis, v-am zis, da v-am, nu, no? nu asta. Așa că de data asta vom încerca cu low, hai să vedem care e faza și cu caracterul ăla, bă, băieți, bă, hai să vedem, îi batem, îi batem, îi adăm morți, hai că îi dăm cu o înghețată dacă e... Hai băieți că vă dăm de, de vă îndulcim Numai care vă băgăm în gură Ia fiți antenă, care deschide gura Care vrea niște dulce Bă, a mea picat în plasă Na, du-te la dentist acum Na, tu ai vrut Tu ai vrut Bă, eu v-am zis Bă, băieți, bă, nu băgați atâta dulce în voi Mamă, că vreau punctele astea de aici, bă, băieți Vreau punctele astea de aici Ești nebun? Cum să nu vrei? Nu te rog, eu nu fi răuț, bro dar am și eu. Bă, băi, pe stau, Rufs. Și un câine. Un câine în stau, guys. avem pisică, avem câine. Oare cine mai lipsește? Sta, stați așa că ceva e dubios. Ia. Bro, și caracterul ăla ce? Ia că dau din perete, bro. Nu te cred că mai prins fix lângă tine și îmi faci acum... Mi-au făcut baltă la creier și nebun, mi-au făcut balt în stomac. Vai de viața mea, poate am și eu vreo șansă să câștig. Bro, și caracterul ăsta pare făinuț. Cred că e un câine cu pistol. Jură-te că e un câine cu pistol. Pistolul cu apă. Bro, care faza asta? e faza? Stai așa că nu înțeleg. Încerc să-mi dau seama cum se joacă caracterul ăsta ca să câștig fiecare meci, dar nu prea am șanse că lumea joacă prea bine, bro, sunt prea pro, -propleeri. La modul cel mai serios, e foarte greu să mai câștigi acum la rancul ăsta. Nu rog că nu sunt eu rancul ăsta, aici ar fi trebuit să fie cineva, nu nimeni. Uite că e ăsta. No, că sunt prea mulți, sunt prea mulți, sunt prea mulți, bro, sunt prea mulți. Nu te cred, iar îmi face asta apă la stomac, ești de bun? Iar de data asta ne jucăm cu caracterul meu favorit, adică cu Buzz. Exact, ăsta e caracterul meu favorit. Nu l-am, dar m-am jucat cu el și mi-a plăcut maxim. Deci cu ăsta, sincer, trebuie să câștigăm, bro. Asta e caracterul meu de suflet, e prea șmecher caracterul ăsta. Nu știu sincer acum dacă voi aveți aceeași părere. Mie îmi place maxim, deci îmi place foarte mult caracterul ăsta. Uite că e kit aici. Nu știu ce vrea să facă kit, nu știu unde e. S-a făcut kit invizibil. Cred că e aici în buș, în altă parte oare unde? Ia stai, kitule, ești aici? Nu e aici kit. Stați, bă băieți, unde s-a dus kit? What? Bro, dispărut, așa mult stai invizibil? Ok, mi-am dat abilitatea aia numai ca să îmi dau și eu seama ce se întâmplă, care e faza, ce face. Nu, no, mi-am dat pe lângă ultimata, nu te cred, ia joacă pe asta, kitule, am dat pe ultimata și nu mi-a mers, what? Mai dați-mi încă o șansă, ok? Mulțumesc, mulțumesc. Știam eu că o să-mi dați -mi încă o șansă. Știam, bro, n-ai cum să nu mai dai încă o șansă. La modul cel mai serios, dacă am nevoie de acea șansă, ia că dăm acum aici. Repede, cine e ăla? E Mico. Mico s-ar putea să sară pe mine de, de după zi când mi-e viața mai dragă. Sau de fapt când vede că mi-e mai greu, atunci o să sară pe mine. Că de obicei așa sunt toți jucătorii de Mico. Ia stați așa. Bă băieți. Bă băieți. Ia păzea. Mai ești aici, micule? Vă miculeț! Ăsta Cred că l-aș putea bate. Într-un fel. Numai că văd că e și stu și el văd că așteaptă momentul. Hai, stuule, că mă bac cu tine! Dar nu mă mai bat nici cu stu, că și el fuge. Bro, ce lași, vă lași! Sunteți niște lași! Ce? Nu te cred! Ați văzut, nu? Ați văzut, spuneți-mi că ați văzut, vă rog eu. Bă, Mico, bă, vină mă înapoi, bă. Vin înapoi, de ce tot fugi? De ce dai dislike, a? Ce te deranjează? Aici nimeni. Ia să vedem, mamă, că aici -i. Nu te cred că o sărit, bro, n-ai cum, what? Ne jucăm de data asta cu Grey, am văzut că se mai juca Sara, caracterul ăsta, și am văzut că mai erau oameni ce jucau cu caracterul ăsta, nu știu ce face. Nu mi se pare deloc cunoscut, adică nu știu abilitățile. Văd că mă bat contra lui Nita, Nina, Nina cred că o cheamă. Și mi iau bătaie că mai este bo acolo. Hai bă bă, bă că meciul meu, n-ai cum, Asta trebuie să fie meciul meu, da? Credeți-mă, nu te cred, bă, 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 le pleacă de aici, bă, Milca, ciocolată cu lapte, pleacă. Mamă, că dacă te-aș prinde cu abilitatea, bine ar fi. Ia să vedem care fază să iau și cutia asta. Bro, cu ce dă caracterul ăsta? Că mi-e e foarte greu să dau seama. Dă cu... A, să înțeleg că asta e un mim, bro. Cred că e un mim. Cred că asta e chestia, cred. Ia stați așa să vedem. Poate, poate ceva. Uite cutia acolo multe. Numai că e Tara. Tara! Nu! No! că o de alea, nu te cred, nu te cred. Bro, de data asta vreau să încercăm și noi să jucăm cu Willow. Nu știu exact care e faza cu caracterul ăsta, nu știu cu niciunul, văd că tot așa aruncă. Dar nu am mai văzut caracterul ăsta niciodată, dacă ar fi jucat... A, mă bag în pământ, mă fac invincibil câteva secunde. Dacă ar fi jucat Alexio cu caracterul ăsta, aș fi știut, dar... Cum nu a jucat el, nu prea am de unde să știu. Ia joacă pe asta, au a încercat el să fac ceva acolo. Poate puteam să întorc, dar dacă sunt 1000 de dau în mine. Ok, încă o șansă cu caracterul ăsta, bă băieți. Ia cine e ăla? Bă, dau ceva damage, n-am să vă mint. Dau ceva damage. Parcă nu la fel de mult cu alte, comparativ cu alte caractere. Dar nu mă băgați în seama prea tare că eu sunt doar un începător și în momentan nu știu prea multe. Bro, era ca brawlerul ăla aici, nu mai e. A, uite-l ca acum vine. Ia, bro, ia, cu pește! Îți place ciorba de pește? Nu știi? Ia și gustă și spunem răspunsul. E bine. Da, că fugi și el așa în racurile astea, mari că nu avem boți. Că dacă aș fi avut și boți, bine era. Ne-am omorât unul pe altul băieți, bă, uitați la ce skin are pe caracterul ăsta, bro, ce caterin că e, ce tare Uai, vreau și eu. Deci ăsta, ce am văzut la ceilalți cum jucau, făcea baltă la stomac, așa că asta vom face și noi, vom face mare apă la, la cap și chestii de astea, apă la creier și pun, le punem apă în pahar, bă, băieți, ce spuneți, le punem niște apă în pahar? Le vom pune apă în pahar. Stați așa, uite că mergem aici unde sunt multe de astea și fac aici baltă, n-ai cum fac piscină, bro. Aia zic, hai, vrea cineva în jacuzzi? Vă dă băiatul un pahar cu apă, cineva, ceva, careva? 2 lei, 5 lei, cineva, dă mai mult, mai puțin, tu! Vrei apă? Ia cu apă! 7 lei! Hai bă băieți, următorul, care vrea? Hai mă, e de țuică. Hai bradere, e, e țuică, da, 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 ia, vină cu apă, ia! Ia cu apă, bro, că era apă! De deci ce ai pus botul la țuică, hă? Altul, tu! Bă, bul, vin cu Vin în coa, vrei apă, tați din gură, că știu eu. Știu eu, vin în coa, vin în coa. Bro, nu fugi, nu fugi, îți aduc eu apă, fii antenă. Braderei, vin în coa, nu mai fugi. Vrei? Hai mă, șapte lei. 7 lei, nu-i de proni, nu știu de ce -i. Mulțumesc. Aia zic, asta a mers bine. Iar de data asta încercăm ceac. Să vedem care e faza cu ceac. Nu știu cum se joacă ceac. Știu care are șinile alea și trebuie să le pun eu cumva, nu știu cum. Nu știu exact cum. Dar ce că ar fi OP, cred. Ia că îl batem aici pe Carl. Ia Carl, ia-o pe asta. Aia zic, bradere. Ia să vedem și acum. Eu pot să trec prin pereți cu caracterul ăsta? De exemplu, dacă vreau să ajung acolo? Am cum? Sau nu se, nu se poate, nu? Bă, băieți, nu cred că se poate. No, trebuie să fie conectate așa între ele, mă. Jur, te nu te cred. Ba da, fi antenă, bă. Cred că da. Mamă. Hai, doggy. Oh, shit. Nu-i bine, nu-i bine. M-am tras la asta. Am înțeles cum se joacă caracterul. Am înțeles, am înțeles, dar nu-mi place absolut deloc. Iar ultimul caracter de pe acest episod este exact Mico, care a, a, toată lumea are că e fost gratis. Așa că totuși hai să încercăm. Nu știu să mă joc Miko, habar n-am. Dar o să-mi dau și o silința cât de cât acolo. Poate, poate, ceva. Tot cu Mico, bineînțeles. Meciul trecut a fost doar, doar de antrenament, așa. Doar am vrut să mă antrenez. Că eu, de fapt, în timpul liber mereu mă joc, Mico. Ăsta e caracterul meu, main, pe, pe care îl joc. După cum vedeți, habar n-am să mă joc, Mico. Dar eu totuși încerc. Îmi dau silința aici. Așa că, una... Cu a doua, hai că acum moare de la gazul ăsta ce-o venit sau poate nu, că încă nu a ajuns la el. Hai, brother, aia zic frumos. Hai să sărim și noi pe reitele și de acum așteptăm să mi se încarce și mie abilitatea. Uite că vine băiatul ăsta. Hai, bradere, uite că te bați acolo. Nu te mai bați, ok. Hai că te bați cu mine atunci. Sau vreți să, să vă las? Na, că vine și ea, bro. n -ai cum. Aia zic! Sper că vă a plăcut, bă, băieți. Pot să merg să fur alea? A, la nu știu ce face, nu știu caracterul ăla. Nu știu ce se întâmplă cu el. Nu știu ce se întâmplă cu el. Ia să vedem. Ia să vedem și ultimată și gata, l-am bătut, băbeze, bă, Nu mai are cum să scape doar dacă nu-și face viața. Sper să nu-și facă viața repede. Frumos. Easy, easy. Bro, v-am zis că sunt profesionist, bro. Știu eu să mă joc micu bine, nu știu, din noroc l-am luat. Ia să vedem. Hai, Carl. Hai, Carl, zine ceva. Zine, mai zine, mai zine o dată, încă o dată. Hai, zic, bă, frumos. Bă, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de la like. chiar noi ne zicem că obicei în episodul următor. Mulțumesc mult! Uh... Kyoto, când ne-ai dat contul, chiar înseamnă foarte, foarte mult, așa că toate cele ce bunici, au zis, bye, -bye Seara seară faină, după masă, tot ce-o fi.